Susține spiritul de aventură. Această emisiune este sponsorizată de Kaufland. Bucură-te de experiențe nelimitate cu Asia Express, emisiune sponsorizată de Telecom. Trandafir trebuie să ajutați la distilarea petalelor. După ce ați turnat toți trandafirii în alambic, vă veți putea continua cursa, dar fiți atenți. Cercei pe care trebuie să-i duceți fetei în dar sunt rătăciți în grămada de petale. Dacă nu sunteți în stare să-i găsiți înainte să aruncați toate petalele, veți primi din nou penalități. Oricum, nu puteți pleca de aici fără să onorați ospitalitatea gazdelor și să beți câte un litru de ceai de trandafir fiecare. El ne-a condus la acel covoraș al nostru plin de petale și ne-a arătat ce trebuie să facem. Ne-a arătat probă, da. Da, în aceste trandafir sunt și cercei. Eu n-am înțeles. Da. Era o munte de petale. O munte, cred că erau 10 kg de petale. Să căutăm cercei în carul cu trandafiri, practic. Asta era ideea. Și ce ar trebui să facem? Să le împărțim așa, ca și cum alege orezul. Da. Și pe măsură ce triam trandafiri, să umplem găleți de trandafiri și să-i aruncăm în cazan ca să-i distileze domnul pe mai departe. Auzi, alege-l tu dâncoace aici și când ajungi aici și e golaș, îl pun eu aici. Bine. Aruncă ce este, că așa ne mai facem loc aici pe covor. Noi am mers pe asta, am zis că mama caută, pentru că așa nu trebuie să se ridice în continuu. Și ușor, ușor îmi dai mie petalele care vezi că nu e niciun cercet și eu le pun în linghia. Mama, nu faci așa, nu mi le arunca peste tot, te rog. Ba da, nu aici, dar tu dai și un ochi tu, că dacă m-a fugit un cercet. Doar că... bătrâna ne-a și zis că cu petale care avem aruncate, că dacă aruncam petale cu cerceu înainte, nu mai avem șansa să mai găsim cerceu. Să duce la balamuc că... Și aveam o penalizare. Ar fi bine să găsim cercei. Băi, dar ce așa după aruncam tot mai rapid. Pe a doua oară în cursa asta de final, îmi doresc să fie o piatră roșie, pentru că deja e rușinos. Nu, e... Ai! Adică dacă nu e... Când ieși a doua oară, te simți... ultimul fraier, adică nu mai are sens. Nu, frate, nu suntem buni și plecăm acasă. Nu mai vreau să fiu nici măcar salvat. Vine o mașină, un nene, oprește, zicem noi că trebuie să ajungem în satul, nu știu care, acolo, că noi foarte departe și dă din cap că ies. Thank you, sir. E tot ăla, de-a fost mai devreme. Ha. Deschidem, ne urcăm, calc-o, tataie. Nu prea... Părea tataie că ar călca-o, dar mă rog, măcar n-a luat. Mai avem vreo șansă să se prindem? Hai, domnul, să știi. Unde, Dumnezeu, sunt aceste cercei? Deci nu ai aici, da? Nu. Hai, bagă, Franci, bagă, hai! Doamne, ce frumos miroase aici! Da, cred. Și eu am văzut până acum de cu trandafir și mă uita bine. Și atunci am făcut cea la mai mare atenție care am putut. Da, doar că noi tot căutam, eu tot aruncam petale și cercelul nu apărea. Da. Și la moment dat am zis că l-am aruncat atât de ori. Caută bine. Mai uită-te și tu, te rog, că de obicei găsești mai bine acasă lucrurile. Ar fi ajutat totuși să știu cum arată. Că dacă îți dești la gen un punct, cobară... Poate eram două perluțe. Aici una. Cercel? Da. Ok. Apare tu una. Da, și am văzut că cercelul ăla avea exact aceeași culoare ca culoare de petale și e... Mai e una așa, ai văzut cum e, nu? Da, lung. Hai că nu mai avem mult, numai o tonă. Poți să arunc asta de trandafir? Ba, nu știu. Mi-e frica că să nu avem aruncat și celălalt cercel. I-am găsit. Unu. Ăștia sunt. Unu. Am găsit un cercel și după ce am mai trecut niște mormăzele și nimic, nu mai venea al doilea cercel. Lorelai s-a gândit că s-ar putea să fie aruncat celălalt cercel și că să fi rămas cu unul singur. Nu e, Franci. Caută-l bine. Nu mai e. Și asta a semnat că urmea o pedapsă. Tu zici că am aruncat? Păi nu știu. Și ne-a penalizat cu 7 minute, da. Hai că 7 minute nu e. Iar 7 minute în acel moment sunt cam 2 ore dintr-o zi obișnuită pentru noi, pentru că... Nu trece! Că dacă și terminăm și mai sunt și în penalizarea vieții... Ia! Haide tu, du-te la colegul că eu le arunc pe astea! Gata, mă mișc! Ca vântul și ca gândul! Ia, ce trebuie să fac acum? Trebuie să duc la colegul, dar cred că nu poți să duci fără mine! Hai că eu încă sunt acolo! Când vine partea în care ne dă apă de trandafir, că mi-e sete? Acum, îndată.
După ce am terminat cu cipetuei, era prea simplu ca să încheie așa, trebuia să onorăm masa Domnului și cu câte un litru de ceai de trandafir, ceea ce pentru mine, cum să zic, inițial am zis o mănăcerească și așa mor de sete de ceva vreme. Hai că am și niște frunze. De superb? E foarte bun, da. Ce bun era și cum țică gheața. Nu, n-ai să vezi că nu s-a terminat, că nu e gol, că mai puneți. De ce? Trebuie să bem toată asta, cică. Doamne ferește! Trebuia să golim tot ceainicul și să fie tot contentul în gâtlejurile noastre, ne. Dar eu nu beau atâta apă nici într-o săptămână. Stăm aici până la calendele grecești. Ok, stop. Ceai era ceai, normal. Se făcea greață, mama. Dar putea să fie orice ceai, că se bebe un litru de ceai caldă în timp așa de scurt, în câteva secunde. Mai nici în 2 minute. N-avei cum să nu te-ți face rău. Ne desfundăm la renichi. Dacă mă tai pe coclaurile astea, să vezi ce competitiv am să fiu. O să ne-a dat fierbinte. Da. Plus că la un moment dat e și ea de acea aromă de trandafir, adică atât am stat cu trandafir. Era și picamă și petale, ceai. Puh, da, da, și asta, mamă. Beau și cu masca numai să scap de el. Haide, pune așa. Hai să pune, mama, adunai pătiție, păi să nu te deshidratezi. Vai, dar ce mă bucur, da, că mai luat și sărul azi. De fapt, ia. E bine să iei de-astea calde? Hai să spun mai mult, că da. Poate să trece. Este superb ceaiul ăsta de trandafir și chiar a fost ce trebuie, cel puțin primele 8 cănițe sau păhărele, doar că la un moment dat m-am și înnecat cu petale de trandafir. Nici nu mai mâncăm, fă. Am băut mâncarea trandafir astăzi, am făcut ciulama de trandafir. Îmi jur că mi s-a făcut rău. Rău, rău de tot. Hai tu, și trebuie să luăm și astea cu noi? Da, le punem în coșulețe. În coșarcă? Da. Totul pe roz astăzi, culoarea mea preferată, nuanța 3, roz, chiloțiu, roz pan, roz... Mama! Hai! Mama, am terminat. Great! A, dă-ne cerceii, luăm cerceii, punem în cutiuța cu bișteriile, da. Luăm asta. Thank you so much! Thank you, Zen, thank you. Thank you, Zen. Thank you, Zen. Bucură-te de experiențe nelimitate cu Asia Express. Emisiune sponsorizată de Telecom. Susține spiritul de aventură. Această emisiune a fost sponsorizată de Kaufland.